Bună dimineața, domnule primar, bine v-am găsit la primărie, la prima oră a dimineții. Ca de obicei. Domnule primar, în acest an știu că aveți foarte multe proiecte și de finalizat, dar începe și altele. Știți ce se întâmplă în mandatul acesta? Anul acesta se încep proiectele. Deci a fost un decalaj și cu finanțări și cu avize, dar anul acesta, ce vorbeam și cu toți colegii, anul acesta se vor începe majoritatea proiectelor. Șantier în Grădiștea? În Grădiștea și în toată comuna. Dar ați terminat și unele proiecte, chiar a remarcat ce în grădinița, din Grădiștea? Grădința la Grădiștea, da, e aproape terminată. În anul școlar următor o să fim într-o grădință nouă, urmează dotările, locul de joacă și... Un spațiu social în Cunești am văzut. Da, binatul public, monitorizarea cu camere, au fost proiectele care s-au implementat mai repede. Dar cele majore și cele mai cu valoare mai mare, acum le începem în cel târziu la martie. Știu că unul dintre ele este cel de gaze. Cel de gaze care ne-a atât de complex și a fost, dar până la urmă l-am rezolvat și cu terenul de stație și cu... Și aș vrea să încep, cred că în luna martie, să încep în toate patru satele, începe să mergem mai repede. Ne-a promis constructorul că în 8 luni de zile va băga toată rețeaua. Mai sunt străzi de asfaltat? Avem canalizarea pe satul Grădiștea. Da. Chiar astăzi s-a întâmplat la ora 10, vine doamna Gândac de la AFIR, unde... Vizita pe teren pentru un proiect de asfaltare. Astăzi avem vizite pe teren de la AFIR, un proiect depus. Dar nu putem să mai asfaltăm până nu încheiem canalizarea. Deci acum ce mai sunt străzile? Am foarte multe străzi care sunt tăiate, care și acum lucrează, se surpă și nu putem să le asfaltăm. Acum ce mai sunt străzi întregi? Le vom tăia practic un metru și subtraversările și traversările, că nu avem pe subtraversări. Practic o să fie toate străzile din satul Grădiștea o să fie tăiate. Canalizarea care se va încheia tot satul. Pornim stația de epurare, nu putem să funcționăm cu stația pentru că trebuie salarii și curent și întreținere, vom întinde toată rețeaua de canalizare pe satul Grădiștea și atunci vom avea și abonați mai mulți pentru a încasa și a funcționa cu stația. Știu că aveți foarte multe proiecte pentru tineri și în acest an. E vorba de căminul cultural. Sunt căminul cultural, deplasări cu formație artistică și cu fotbalul și cu sportul. Avem chiar acum... Microbuzele școlare, ce se întâmplă, domnul primar, cu ele? Microbuzele școlare, eu am 4 stații de încărcat electrice, care vor fi făcute acum, în primele 3 luni de zile, 3, sunt implementate, decât trebuie să le procurăm, stații electrice. Și am înțeles eu, anul acesta ne va... Noi acum avem autobuze școlare, foarte în regulă. Avem două, fac față, avem șoferi și oameni pe ele foarte capabili, dar li s-a promis să ajungem și electrice. De asta venise vorba, avem 4 stații de executat și ce am înțeles eu, anul ăsta vor veni 2 mașini electrice. Și astea sunt ok, dar totdeauna e bine să mai fie mai bine. Și electrice și noi. M-a rugat cetățenii, întrebați-l pe primar ce se aude cu noul dispensar de lângă poliție. Noul dispensar la CNI a fost un blocaj. A fost, să știe că anul trecut a fost un blocaj, acum suntem în faza de a semna contractul de finanțare, suntem în lista de sinteză, urmează să scriem în comisia tehnică și să semnăm contractul de finanțare. Mă înșel sau am auzit de o sală de sport la dumneavoastră? Sala de sport, mare problemă am avut. Trebuia să o executăm de astă vară. La un moment dat, constructorul l-a contactat, lunar, am fost la ei, au venit la noi și ne-a zis, domnule, în momentul în care mi se vor deconta 3-4 săli de sport executate, vin și la dumneavoastră și o executăm. Este licitată, este contractată, urmează ca noi să dea CNI-ul finanțat din CNI, ei fac contractul, ei fac licitația. Să le dea ori în începere și noi să predăm amplasamentul, să înceapă. Dar, deocamdată, sălile de sport și bazinele și cămine culturale sunt la CNI, sunt puțin blocate. Au prioritate învățământul și sănătate. Vreau, domnule primar, la sfârșit, să-mi descrieți relația cu echipa Ideuță, cum v-a ajutat în acești 3-4 ani de mandat. Totdeauna. La orice problemă, la orice... Am fost și la CNI cu domnul președinte, am fost și la Ministerul Dezvoltării cu domnul președinte, 2-3-4-5 primari câte am avut nevoie. Plan local nu s-a putut, nu s-a pus problema. N-am avut... La dânsul intrăm, chiar ar mă surprins că l-am venit primar. Indiferent cine era în birou, a lăsat vorbă când vine un primar la doamna secretară, când vine un primar să intre direct. Adică nu a văzut primar să stea la ușa președintelui. Bine, domnule primar, noi ce să vă dorim, vă felicităm în primul rând pentru rezultate și mult succes în continuare. Și noi vă mulțumim și sper să le rezolvăm pe toate.